Botezul Domnului sau Boboteaza este sărbătorit într-un mod cu totul deosebit în comuna Stănești. Este o tradiție care a fost întreruptă la un moment dat și care a fost reluată la inițiativa și cu sprijinul nemijlocit al lui Florian Nicolae, actual deputat de Giurgiu. După slujba de la cele trei biserici din satul Stănești, preoții satului coboară la fântâna din localitate pentru a sfinți apele. Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Hai că mă botezăm după aia. Ajută-l, am văzut să ne aici. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Potrivit tradiției, preoții i-au botezat pe sătenii strânși în număr mare. Ca în fiecare an, deputatul Florian Nicolae s-a alăturat acestora pentru a sărbători Boboteaza așa cum se cuvine, fiind primit cu căldură ca de fiecare dată. El a primit la rândul său botezul tradițional, adresând cu același prilej urări comunității din Stănești. În sfântă zi de sărbătoare de Bobotează, urez tuturor cetățenilor comunei Stănești un sincer la mulți ani, un an prosper, un an cu bucurii, cu sănătate și fericire. De asemenea, vreau să mulțumesc fiilor satului, să-i felicit pentru organizarea de care au dat dovadă, pentru continuarea tradiției de Bobotează în acest minunat sat, satul Stănești, cu trei dealuri, trei biserici și două cimitire. La mulți ani, să ne trăiți! Locuitorii din Stănești au fost invitați de organizatori la un pahar de vin fiert și la mititei pentru a cinsti după datina această sărbătoare. Tot după tradiție, astăzi au fost scoși caii pentru a fi și ei botezați așa cum cere obiceiul. Fiecare călăreț a încercat să își pună în valoare calitățile și priceperea. Organizatorii manifestărilor de astăzi, consilierul local Dan Mitrea și Asociația Uniți pentru Giurgiu, au încercat să fie la înălțime. Alături de ei au fost, ca de fiecare dată, grupul de firme Nova Force și ansamblul folcloric Muntenia, condus de Ilie Clement. Asociația Uniți pentru Giurgiu este foarte încântată de faptul că încă se mai păstrează tradițiile, un lucru care se întâmplă mai rar în zilele noastre, motiv pentru care am hotărât să susținem și noi această inițiativă a fiilor satului și să îi sprijinim cât putem, în măsura în care putem. Mulțumim sponsorului principal, domnul Dan Mitrea, care a fost alături de noi și ne-a ajutat în organizarea acestui eveniment. Mulțumesc, felicitări și vă mai așteptăm și la anul. Mulțumim din suflet. La mulți ani tuturor celor sărbătoriți astăzi și mâine. Ne bucurăm că păstrăm tradiția de Boboteaza aici la Stănești. Noi, fiii satului și Asociația Uniți pentru Giurgiu, am încercat să organizăm cât mai bine această sărbătoare. Urez la mulți ani tuturor locuitorilor din Stănești și pentru azi, dar și pentru sărbătoarea de mâine. La mulți ani! Este pentru a noua oară când membrii ansamblului folcloric Muntenia al Societății Nova Force Giurgiu vin în această sfântă sărbătoare a neamului românesc, să aducă, prin frumusețea cântecului, a dansului și a portului popular românesc, un gram de bucurie gospodarilor din comuna Stănești. Am intitulat sugestiv spectacolul de astăzi, Sfântă zi de sărbătoare, ținând cont că astăzi este o sărbătoare importantă în viața românilor ortodoxi. Am venit cu drag, suntem primiți cu multă căldură, chiar dacă vremea nu este favorabilă, dar suntem în plină iarnă, suntem primiți cu căldură de gospodarii din comuna Stănești și vrem să le arătăm și de data aceasta că atât cântecul cât și dansul popular le vor încălzi sufletele prin frumusețea programului pe care noi l-am pregătit anume pentru cetățenii din comuna Stănești. Mulțumim și la mulți ani! La mulți ani și postului TV Giurgiu și aștept cu nerăbdare să le mai aducem un gram de bucurie la TV Giurgiu prin emisiunea La Porțile Dorului, pe care o moderez și am bucuria că oamenii ne urmăresc în fiecare seară de miercuri. Și primarul Silvian Șiu a adresat urări consătenilor săi. Urez tuturor locuitorilor comunei Stănești cu ocazia acestei sărbători, deci Boboteaza, multă sănătate, fericire, la mulți ani și celor care mâine sărbează ziua de naștere de Sfântul Ion, la fel, multă sănătate și la mulți ani. Interpreții ansamblului folcloric Muntenia au oferit ca în fiecare an un spectacol pe placul tuturor. Mai mulți săteni au profitat de ocazie pentru a încinge o horă sau o sârbă.